Salutare și bine v-am găsit la un nou clip de pe acest canal. Eu sunt Katie și trebuia să vă arăt această cușcă cu aspect natural. Am folosit foarte multe produse de pe glirex.hu. Știți deja site-ul, v-am zis de o groază de ori despre el. O să-l aveți mai jos în descriere, as always. Și am făcut o cușcă cu un aspect atât de natural și am zis să vă fac așa ca un mic tour și să filmez și reacția lui Cookie, deoarece asta este cușca lui Cookie. Băi, ce interesant arată floarea asta, în fine, mă distrage. Dar da, o să fac turul cuștii, o să las link-uri mai jos în descriere cu așternutul, cu site-ul Glirex, uite, avem și un Whimsy aici, borcanul e de la Pepco, asta e de la Pepco. Adică nu trebuie neapărat să investiți foarte mult, în general produsele de la Pepco sunt chiar ieftine. Voi începe dintr-un colț și ușor, ușor voi ajunge în celălalt colț al cuștii, deci haideți să începem. Vom începe din acest colț. Aici se află căsuța de pe Hamster România, o știți deja, dar găsiți căsuțe de genul ăsta și pe Wish și AliExpress, este din ceramică. Avem o floare naturală de bumbac, le știți deja, le iubesc, foarte bune pentru culcuș, floare naturală de bumbac, aveți deja informații despre ele pe canal. Avem aici farfurioara lui Cookie, farfurioara care conține mix Glirex, foarte, foarte bun pentru hamster. Aici avem cădița cu nisip și mă întreba lumea ce nisip folosesc eu la hamsteri. Eu folosesc nisip de terariu de la Maxi Pet, Vitapol Paesec, parcă se chema, dacă nu mă înșel are un preț foarte, foarte bun și asta după cum am zis e luată de la Pepco. 10 lei a costat oul ăsta cu aspect de spart, iar înăuntru avem aici o păpădie uscată ca să aibă așa un mic trit când se spală și avem așa. Floare de lotus uscată în care în aceste găuri am pus eu niște mix din acela Glirex, am pus aici ca să-i dau ocupație lui Cookie, o altă floare, o altă floare. Avem Whimsy, foarte, foarte bun pentru tocirea dinților. Nu uitați mereu când luați Whimsy să verificați să fie vegani, adică doar proteină vegetală. Bun, în acest colț avem un borcan, tot așa de la Pepco, în jur de 10, 5, 10 lei este un borcan din acesta. Dacă prindeți când sunt la reducere, foarte bine pentru voi, pentru că sunt foarte ieftine. Avem roata ei mare de 28 de centimetri. Iar aici am făcut eu, ia să vedem, am făcut așa ca un tunel folosind un tub. Avem aici niște inuscat, niște plante, meiul ăsta care tot intră în cadru. Dar da, acolo este ca un tunel. Și ca sfat, puteți folosi tuburi din acestea de plastic, dar dacă vedeți că hamsterul începe să roadă marginea asta, neapărat scoateți pentru că nu este deloc sănătos ca hamsterul să roadă marginea asta de plastic. Din câte vedeți, momentan nu este roasă așa cum o mai lasă aici. Dar da, e ca un tunel așa care duce sub așternut, l-am îngropat eu pe jumătate. Bun, mergem mai departe și avem aici un pod de lemn din acela care se poate îndoi. Este un pod mai mare, am văzut diferite mărimi, am luat unul mai măricel în care am înfipt eu niște mei. Dar da, avem aici un pod și pe sub e tunel, în fine. Avem căsuța de lemn luată de pe Fera, dar găsiți sigur și la Animax, peste care am pus mușchi și flori. Și aici mai are, ăsta mi se pare că e cânepă. Dar arată, zici că e căsuța unei zâne. Fix așa arată, superb. Mușchiul tot luat de pe Glirex, nu luați mușchi de afară, nu este safe. Vă riscați să luați diferiți sacarieni, dar ăsta de pe Glirex este foarte sigur și din, ca să rămână verde, din când în când dați cu pufăitoarea niște apă proaspătă pe el ca să rămână verde și miroase super efectiv, pentru că am folosit atât de multe plante și flori, miroase superb, superb aici în cameră. Da, da, cam așa arată și de sus, arată superb, miroase, superb, miroase a plante, miroase a natură, îmi place foarte, foarte mult și probabil între timp o să mai adaug eu așternut de hârtie. Momentan am lăsat niște spațiu acolo pe margini pentru că vreau să-i adaug așternut de hârtie, nu l-am pus încă pentru că îmi plăcea cum arăta natură, pur și simplu cușca asta strigă a natură și îmi place foarte mult. Haideți să o punem și pe Cookie. Ok, am adus-o și pe Cookie, a stat cu minte în cușca de transport. Haide, Cookie, du-te, explorează și dă-i o notă cuștii.